Bună seara, doamnelor și domnilor. Înainte de a începe la ora 6, așa cum am discutat, am o singură rugăminte la dumneavoastră, să ținem cont de programul destul de strâns al domnilor și doamnelor miniștri prezenți aici de față la conferința de presă. Până la 6:30 ar trebui să bifăm întrebările la adresa domnilor miniștri. Vă propun să începem cu domnul viceprim-ministru Daniel Chițoiu, care vă va prezenta discuția referitoare la rectificarea bugetară de astăzi. Gata, încep? Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună seara. Astăzi, în ședința de guvern, s-a aprobat proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 și a bugetului asigurărilor sociale. Ordonanța de rectificare a bugetului de stat pe anul 2013, în principal, a avut la bază evoluția indicatorilor macroeconomici, respectiv am plecat în elaborarea bugetului pe anul 2013 cu o creștere economică de 1,6 puncte procentuale, iar în prezent estimăm o creștere economică pe 2013 de 2,2 puncte procentuale. De asemenea, produsul intern brut, valoarea lui se modifică de la 623,3 miliarde la 625,6 miliarde de lei. Proiectul de ordonanță de urgență adoptat astăzi prevede o serie de modificări atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. La partea de venituri acestea se reduc cu suma totală per sol de 2 miliarde 909 milioane de lei, iar cheltuielile bugetului de stat se diminuează tot per sold cu 1,635 milioane de lei. Principalele influențe, 1,6 miliarde de lei, 1.635 de milioane, mă scuzați, când am folosit aceeași unitate de măsură. Deci 1.635 milioane de lei. Da? Principalele influențe pe natură de cheltuieli se prezintă astfel. Cheltuielile de personal cresc cu 242,2 milioane lei, deci pe toți ordonatorii de credite, pe toate instituțiile statului. Cheltuielile cu bunurile și serviciile scad cu 35,8 milioane lei. Cheltuielile cu dobânzile scad cu 569,3 milioane lei. Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 103 milioane lei. De asemenea, transferurile între unitățile administrației publice se diminuează cu 204,3 milioane de lei. La alte transferuri, suma s-a diminuat cu 506,2 milioane lei. Aici este vorba de partea de cofinanțare pentru fonduri europene. Cheltuielile cu asistența socială au scăzut cu 309,8 milioane lei. Fondurile de rezervă s-au majorat cu 241,8 milioane lei, iar cheltuielile de capital s-au diminuat per sold cu 86,4 milioane lei. Vreau să vă precizez că toate aceste diminuări la partea de cheltuieli s-au făcut pe baza economiilor solicitate de ordonatorii principali de credite, de ministere, instituții, agenții, iar pe principalii ordonatori de credite influențele rectificării se prezintă astfel. La Ministerul Afacerilor Interne avem o suplimentare de buget pentru plata salariilor și a echipamentului, 179 de milioane de lei. La Ministerul Justiției avem un plus de 99,2 milioane lei, tot pentru 99,2 milioane lei, tot pentru plata salariilor și pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare a administrației penitenciarelor. La Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avem o suplimentare cu 23 de milioane de lei. La Ministerul Afacerilor Externe avem o suplimentare de 13 milioane de lei și la Camera Deputaților o suplimentare de 12 milioane de lei. Reduceri. Reduceri ca urmare a economiilor înregistrate pe principalii ordonatori de credite. La Ministerul Finanțelor Publice, acțiuni generale s-au redus cu suma de 526,6 milioane lei. La Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice s-a redus per sol cu 520,4
milioane lei. La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a redus cu 315,1 milioane lei. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice s-a redus cu 178,1 milioane lei. Ministerul Transporturilor, bugetul s-a redus cu 134,3 milioane lei. Ministerul Economiei s-a redus cu 62,2 milioane lei. Deci la toate aceste ministere s-au redus partea de cofinanțare pentru fonduri europene. La Ministerul Sănătății trebuie să fac o precizare că, deși în buget apare o diminuare cu 54,5 milioane lei, această sumă era destinată tot cofinanțării fondurilor europene pentru Casa de Sănătate prin Fondul Național Unic de Sănătate. Deci era un transfer de la Ministerul Sănătății către Casa de Sănătate și această sumă a fost diminuată. De asemenea, la Ministerul pentru Societatea Informațională s-a redus suma de 50,8 milioane lei, iar la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 47,1 milioane lei. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată către bugetele locale s-a suplimentat cu 270,6 milioane lei. Astfel, s-au alocat 8,5 milioane lei pentru plata salariilor, sporurilor și indemnizațiilor și contribuțiile aferente pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională. De asemenea, s-au suplimentat sumele din cotele defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiul București cu suma de 256,1 milioane de lei. Astfel, 204 milioane lei pentru plata drepturilor salariale pentru învățământul preuniversitar și de asemenea 112 milioane lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare. De asemenea, trebuie să precizez faptul că la Ministerul Transporturilor a fost alocat o sumă de 190 de milioane lei din veniturile încasate din vânzarea certificatelor de CO2 pentru asigurarea finanțării la magistrala 4, 5 și 6 de metrou. Și de asemenea, o sumă de 35 de milioane de lei a fost alocată Ministerului Mediului pentru împăduriri. Deci, acestea au fost mari 35 de milioane de lei. Acestea au fost cifrele mari ale rectificării bugetare. Bineînțeles că în detaliu, pe articolele, pe titluri de cheltuieli, acestea se regăsesc pe fiecare ordonator principal de credite. De asemenea, așa cum v-am spus, s-a majorat deficitul bugetar de la 2,3 puncte procentuale la 2,5 puncte procentuale, respectiv de la 14 miliarde 700 de milioane de lei la 15 miliarde 900 de milioane de lei, sumă majorarea deficitului destinată cofinanțării pentru fonduri europene. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. La acest buget, veniturile s-au diminuat cu suma de 158 de milioane de lei și, de asemenea, cheltuielile bugetului s-au diminuat similar, tot cu 158 de milioane de lei. În ce privește bugetul asigurărilor pentru șomaj, subvențiile acordate de la bugetul de stat s-au diminuat cu 35,3 milioane de lei și, de asemenea, cheltuielile bugetului asigurărilor fondului de șomaj s-a diminuat corespunzător cu aceeași sumă. Eu atât am avut de prezentat legat de rectificarea bugetară, doua rectificare bugetară, atât pentru bugetul de stat, cât și pentru bugetele sociale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondului de șomaj. Doamna Grapini, pentru minus. Dacă sunt întrebări pentru domnul ministru. De milioane de lei acum, în noua formulă și erau 167 de milioane de lei în proiectul inițial. De ce această creștere la cheltuielile? Diferența se regăsește la Ministerul Afacerilor Interne pentru că le-am dat o parte din cheltuielile cu echipament. Am înțeles. 75 de milioane de lei le-am dat.
acum 75 de milioane de lei și de asemenea avem prevăzut pentru luna decembrie, din economiile care se mai realizează, să le mai dăm încă 75 de milioane de lei pentru echipament. Și am remarcat în nota de fundamentare că subliniați acolo nerealizarea țintei pe venituri pe august-septembrie și de asemenea preconizați o sumă destul de importantă până la finalul anului. Cum explicați colectarea? Această rectificare bugetară s-a făcut în acord cu organismele financiare internaționale, Fondul Monetar, Comisia Europeană. Este o rectificare nu pesimistă, dar realistă și nu s-a luat în considerare, s-a extrapolat nerealizarea de venituri de la cele trei luni, iulie, august, septembrie și pentru următoarele trei luni, octombrie, noiembrie, decembrie, dar ce pot să vă spun, e o informație pozitivă, spun eu, veniturile pe luna octombrie s-au realizat și cred eu cu încasările de ziua de mâine va fi depășit programul de încasări. Eu sper ca și următoarele luni încasările la venitul bugetul general consolidat, încasări care sunt în apanajul administrației fiscale, nu numai să revină conform programării bugetare, dar să fie și depășite, ținând cont de faptul că în luna septembrie s-a finalizat reorganizarea administrației fiscale la nivel regional și teritorial, iar începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, noua structură de antifraudă, Direcția Generală de Antifraudă Fiscală, va intra în atribuții și sper eu ca până la sfârșitul anului să recuperăm o sumă importantă din evaziunea fiscală, dar mai mult decât atât, să îmbunătățim conformarea voluntară, adică nivelul de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat să crească față de perioada de vară, așa cum v-am spus, ca urmare atât a reorganizării ANAF-ului, dar mai ales sper eu ca în această ultimă parte a anului și ca urmare a actelor normative adoptate de guvern în lunile precedente legate de stimularea creditării în economie, ținând cont de faptul că există o lipsă de lichiditate atât la nivelul IMM-urilor cât și la nivelul marilor contribuabili, în sensul că statul garantează 50% împrumuturile pe care le iau pentru capitalul de lucru până la 5 milioane de lei. Noi sperăm o revigorare a economiei în această ultimă parte a anului și de asemenea o să avem și o creștere de venituri la bugetul general consolidat ca urmare a încasărilor, sper eu, mai mari din veniturile la buget datorate atât din impozitul agricol, care, după cum știți, a fost adoptat în luna ianuarie, dar are ca termene de plată 25 octombrie și 15 decembrie, ținând cont de faptul că producția agricolă se valorifică în ultima parte a anului și, de asemenea, agricultorii primesc subvențiile în luna octombrie, noiembrie și decembrie. Și, de asemenea, o să mai avem un plus de venituri la bugetul general consolidat din impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a liberalizării prețului la gaze. Deci, prevederile Ordonanței 8, ținând cont de faptul că în trimestrul 4, consumul de gaze și consumul este mai mare față de perioada de vară. Deci, o să avem un plus de venituri încasate din aceste două impozite importante, deci, la bugetul general consolidat. Deci, promisele astea de nerealizare nu mai sunt valabile. Nu, nu mai sunt valabile și, așa cum v-am spus, eu sper ca în trimestrul 4, nu numai să realizăm prevederile bugetare stabilite, dar să fie și depășite. Și mai am o singură întrebare. Ținând cont de această rectificare negativă, în ce condiție mai sunt valabile noi facilități sau mai pot fi aplicate noi facilități anul viitor? O scădere de CASE, o reducere a TVA-ului la alte categorii de alimente, precum carnea? Da, așa cum vă spuneam, în prezent, misiunea Fondului Monetar, Comisiei Europene și Băncii Mondiale este prezentă în România. În fiecare zi avem discuții cu dânsii și sper să finalizăm până luni discuțiile pe proiectul de buget pe anul 2014 și să avem un punct de vedere privind sursele de venituri, principalele venituri ale bugetului general consolidat pentru anul 2014. În momentul de față sunt scenarii, se fac scenarii legate de extinderea bazei de impozitare, nu introducerea de noi taxe și impozite, privind îmbunătățirea colectării și creșterea conformării voluntare. O decizie finală, așa cum vă spuneam, putem să o avem, sau datele preliminare, nu putem să le avem mai devreme de săptămâna viitoare. Deci, legat de reducerea cotelor de contribuții sociale sau reducerea taxei pe valoare la alte produse agroalimentare, nu se poate lua în discuție decât după ce vom avea toate analizele, așa cum vă spuneam, și pe încasările de la luna octombrie și, de asemenea, având în vedere și indicatorii macroeconomici de la care pornim în proiecția bugetului general
consolidat pe anul viitor, bugetului de stat și bugetul asigurării sociale. Bună ziua, Paul Angelescu de la ProTV. Domnule ministru, la începutul anului, când ați prezentat bugetul cetățeanului, ați spus că mizați pe încasări de 33,8% din PIB. Lună de lună anul acesta, ca procent din PIB, încasările au fost sub nivelul celor din 2012. Dacă extrapolăm și mergem până la sfârșitul anului, încasările din PIB vor ajunge undeva la 32,5%, chiar mai mici decât cele din 2012. Întrebarea este, cine răspunde pentru acest eșec în condițiile în care, cum ați zis și dumneavoastră, ați avut o creștere nominală a PIB-ului, ați majorat unele taxe, ați introdus taxe în domeniul energetic, deci ați avut condiții de colectare a taxelor și a veniturilor mai bune, practic, decât în 2012. Deci, în prezent, ca pondere în PIB, veniturile colectate la bugetul general consolidat sunt cu 0,2 puncte procentuale. 0,5 face de 24, no, potrivit datelor la 9 luni publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe. Nu, eu vă spun în prezent. Deci, sumele colectate la bugetul general consolidat sunt mai mici ca pondere în PIB față de anul trecut, în momentul de față, cu 0,2 puncte procentuale. Așa cum vă spuneam mai devreme, eu sper ca până la sfârșitul anului nu să avem același nivel al colectării ca pondere în PIB, nu în valoare nominală, ca pondere în PIB, cel puțin la nivelul anului viitor, dar va fi mai mare. La nivelul anului viitor? La nivelul anului trecut, scuzați. Deci nu sunteți de acord că e un eșec al colectării? Nu, eu vă spun că la sfârșitul anului noi o să avem venituri colectate la bugetul general consolidat ca pondere în PIB, dacă nu, cel puțin la nivelul anului 2012, mai mari. Ca pondere în PIB. Dacă nu se va întâmpla acest lucru? Dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom lua măsuri drastice împotriva celor care nu și-au făcut datoria. Mai ales că am făcut o reformă și o reorganizare a agenției fiscale. Okay. Vom face o analiză. O a doua întrebare, dacă, din orice motiv, anul viitor se va majora cota unică, PNL-ul mai rămâne la guvernare? Nu. Okay. Pentru domnul Voina, întrebările sunt tot acum sau? Da, trebuie să vină. Da, rugămintea mea este totuși să așteptăm să terminăm întrebările pentru domnul ministru, dar vom mai lua o singură întrebare, pentru că v-am spus că avem un program destul de strâns. Vom mai avea pe urmă încă maxim 10 minute pentru domnul ministru delegat Voinea, pentru care o participare la emisiune și pe urmă tot așa un program mai strâns și pentru doamna ministru Grapini, pentru că și dânsa trebuie să fie la un eveniment pe care îl organizează. Ultima întrebare pentru domnul viceprim-ministru, vă rog. Claudia Prvoiu-Hornius, tot legat de nerealizarea veniturilor. Este adevărat că o cauză ar fi faptul că la începutul anului s-ar fi făcut estimări greșite, fapt care a dus la situația actuală. De exemplu, s-au estimat greșit veniturile care vor fi obținute din suprataxarea companiilor energetice. Cât s-a estimat pe această suprataxare, cât s-a estimat și cât s-a obținut în realitate? Într-adevăr, la începutul anului s-a făcut o estimare de încasări din veniturile la companiile energetice de 230 de milioane de lei, din câte țin eu bine minte. Veniturile nu s-au realizat decât undeva la 25-30%, dar așa cum vă spuneam, în trimestrul 4, ca urmare a creșterii consumului, noi sperăm că aceste venituri să fie încasate la nivelul programat la începutul anului. Noi avem cele mai mari nerealizări, așa cum am spus și săptămâna trecută și zilele anterioare și cum a prezentat și domnul prim-ministru și domnul ministru Voinea. O sumă importantă nerealizată este din impozitul pe profit, atât de la sistemul bancar, care marea majoritate a băncilor au înregistrat pierderi în acest an, de asemenea o sumă neîncasată substanțial la nivelul întregului an de 1.400.000.000 de la Banca Națională a României și de asemenea avem venituri neîncasate la nivelul prognozat la începutul anului la accize. Așa cum vă spuneam, am avut o perioadă, mai ales perioada de vară, când nu am avut structuri de control, de combatere a evaziunii și fraudei fiscale pe acest domeniu. Într-adevăr, a crescut evaziunea fiscală pe această zonă, iar sper eu, așa cum vă spuneam, începând cu a doua parte a lunii noiembrie, domeniul respectiv să facă obiect principal al activității Direcției Naționale, Direcției Generale de Antifraudă Fiscală. Ținând cont de faptul că ea are acum atribuții extinse, lucrează în mod direct cu parchetele, cu DICOT-ul și DNA-ul și de asemenea actele de control care vor fi întocmite vor fi
valorificate cu rapiditate și, ce e mai important, sumele trebuie să fie recuperate operativ din evaziunea fiscală. Domnule viceprim-ministru, vă mulțumim mult de tot pentru participare.